Bună ziua, bine v-am regăsit. Urmăriți informațiile orei 15. Președintele României, Klaus Iohannis, va avea astăzi la Palatul Cotroceni o ședință de lucru privind începerea noului an școlar. La ședință vor participa ministrul Sănătății Ioana Mihăilă și ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Colega mea Gabriela Mihai este în legătură telefonică directă. Ne spune ce se va discuta mai exact. Gabi, te rog. Am găsit la ora 17. Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat la Palatul Cotroceni pe ministrul Educației Sorin Câmpeanu și pe ministrul Sănătății Ioana Mihăilă pentru a discuta despre începerea noului an școlar, iar la finalul ședinței, președintele României, Klaus Iohannis, va prezenta și concluziile acestei ședințe. Iată că vorbim despre o ședință care vine în contextul în care săptămâna trecută aici la Palatul Victoria a avut loc o altă întâlnire convocată de premierul Florin Câțu. O întâlnire în care s-a discutat despre toate școlile din țara noastră de la nivel național pentru a vedea dacă au sau nu toate autoritățile necesare pentru a fi deschise în momentul în care se redeschid. Totodată, în contextul pandemiei, discuția a fost una destul de amplă și s-a ajuns la concluzia că chiar dacă vor fi situații în care se depășește acea incidență de 3 la 1000, școlile vor rămâne deschise până când într-o localitate incidența va ajunge la 6 cazuri la 1000 de locuitori, pentru că susținea ministrul Educației Sorin Câmpeanu, școlile trebuie să fie primele care sunt deschise și ultimele care se închid, iar asta pentru că am văzut ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, când cei mai mulți dintre elevi pentru foarte mult timp au fost nevoiți să învețe în sistem online. Așadar, se ține în continuare cont de faptul că elevii vor trebui să poartă masca de protecție în timpul orelor de curs, nu și dacă aceștia vor ieși în pauze sau dacă vor fi la orele de educație fizică și sport. Gabriela Mihai a fost în direct. După această întrunire de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis va susține declarații de presă pe care, bineînțeles, le veți urmări în direct pe B1 TV. Începând cu 13 septembrie, părinții vor primi un formular prin care vor fi întrebați dacă și-au vaccinat copiii, iar ulterior va exista o întrebare pentru a afla intenția de vaccinare. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a explicat că acest demers este menit să facă lumină în ceea ce privește intenția de vaccinare. Colega mea, Gabriela Del Pupo, ne spune mai multe despre acest formular. Gabi, ești în direct. Bună ziua! Bun găsit! Tot acest sondaj va ajuta pentru ca Ministerul Educației să plănuiască apoi echipe mobile de vaccinare în școli. Părinții nu sunt obligați să răspundă la aceste două întrebări, dar având în vedere scopul și siguranța în instituția de învățământ, sunt sfătuiți să ajute Ministerul Educației în demersul de a vedea exact care este cererea pentru vaccinare. Ministrul Câmpeanu a avut și o dezamăgire în momentul în care au fost achiziționate destul de multe teste rapide și trimise în școli. Pe de o parte nu exista personal calificat pentru acea testare rapidă, pe de altă parte foarte puțin părinți au apelat la acele teste, chiar dacă erau cazuri de infectări în școală sau chiar în anumite clase. Prerupem, Gabriela, mergem la guvern. Ministrul Educației face declarațiile urmărite. Situația actuală, unde suntem și am prezentat obiectivele pe care trebuie să le îndeplinim prin proiectul România Educată. Lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare, așa cum foarte bine știți. Din perspectiva abandonului școlar, a părăsirii timpurii a școlii, ținta asumată de România a fost de 11,3% pentru anul 2020, realizându-se 15,6%. În condițiile în care media în Uniunea Europeană asumată a fost 10, realizată a fost 10,1%. Ponderea absolvenților de învățământ superior, România și-a propus 26,7% ca țintă, corectată față de ținta asumată de Uniunea Europeană de 40%. De la 26,7%, România a realizat doar 26,4%. În condițiile în care în Uniunea Europeană media este de 40,9%.
absolvenți de învățământ superior. Din perspectiva educației timpurii, lucrurile stau ceva mai bine, suntem la 82%, în condițiile în care Uniunea Europeană este la 95,3%. Educația timpurie este un capitol foarte important, asumat inclusiv la nivelul proiectului România Educată. Din perspectiva rezultatelor PISA, știți foarte bine că lucrurile sunt mai mult decât îngrijorătoare. Pe partea de citire, România a realizat în anul 2015 38,7% rată de analfabetism funcțional, definită ca atare, iar în anul 2018 a crescut la 40,8%. La matematică, de la 39,9% a crescut la 46,6%, la știință a crescut de la 38,5% la 43,9%. Deci, practic, între anii 2015 și 2018, din perspectiva testelor PISA, sistemul românesc de învățământ s-a deteriorat. În condițiile în care, pe toate cele trei probe, media Uniunii Europene este de 22% la citire, adică jumătate din numărul, din procentajul elevilor care nu au reușit să treacă această probă în România, este de 22,9% la matematică, mai puțin de jumătate față de România, și de 22,3% în științe, iarăși jumătate din ceea ce a reușit România. Deci, din această perspectivă, plecăm cu rezultate în România care sunt de două ori mai slabe decât media Uniunii Europene. Am trecut în revistă toate provocările pe care le are sistemul de educație, începând cu echitatea, continuând cu calitatea, continuând cu recunoașterea cadrelor didactice ca resursă cheie în educație, continuând cu atractivitatea scăzută a învățământului profesional, din păcate, deci un răspuns slab al sistemului de educație la cerințele pieței muncii. Învățământul profesional, mai ales în forma lui de organizare, cea mai eficientă, învățământul dual. O a patra provocare e generată de infrastructura învechită și inadecvată din sistemul de învățământ, cu precădere din cel preuniversitar. A cincea provocare este generată de subfinanțarea sistemului de educație. În momentul de față suntem la puțin sub 3,6% din produsul intern brut, iar un obiectiv asumat prin România Educată este atingerea unui obiectiv intermediar, este atingerea pragului de 4,7% din produsul intern brut, pentru că acolo este media Uniunii Europene. O altă provocare, dincolo de subfinanțarea sistemului de educație, este ponderea inacceptabilă a persoanelor cuprinse în forme de învățare pe tot parcursul vieții. România și-a asumat o țintă de 10% pentru anul 2020 și a reușit să realizeze puțin peste 1%. În condițiile în care Uniunea Europeană, în medie, și-a asumat o țintă de 15% și a realizat 9,2%. Obiectivul este extrem de ambițios. Este vorba de o pondere de 45%. Suntem la puțin peste 1% și ne-am asumat pentru anul 2030 45% ca obiectiv. Din perspectiva abandonului școlar, România și-a asumat o țintă de 9%, în condițiile în care suntem acum la 15,6% din perspectiva părăsirii timpurii a școlii. Toate aceste provocări își vor putea găsi rezolvarea într-un pachet legislativ care va fi structurat conform proiectului România Educată pe 10 capitole. Este vorba de cariera didactică, este vorba de management și guvernanță. Aici fac o precizare. Nu vom aștepta pachetul legislativ pentru că suntem nevoiți să adoptăm măsuri încă înainte de a avea acest pachet legislativ și dau exemplu concursului pentru ocuparea funcțiilor de director în toată țara, concursuri care vor fi demarate în data de 14 septembrie. Profesionalizarea carierei didactice, alături de profesionalizarea managementului școlilor din România, sunt obiective esențiale. Un alt capitol este acela de finanțare a învățământului preuniversitar și aici doar o idee aș vrea să vă prezint, care
duce finanțarea sistemului de învățământ într-o altă paradigmă, alături de finanțarea per elev, care și-a demonstrat limitele, ne-am asumat propunerea de a introduce finanțarea per formațiune de studiu. Este vorba de școlile din mediul rural cu precădere, acolo unde nu există mai mult de 5, 6, 7 copii în aceeași clasă, în care finanțarea este de 4-5 ori mai mică decât clasa din mediul urban, cheltuielile fiind aceleași, cel puțin aceleași, cu plata profesorilor, plata materialul de pregătire și toate celelalte costuri ale educației. Avem de asemenea capitolul care privește infrastructura sistemului de educație, apoi curriculum și evaluare centrate pe rezultate, apoi educație inclusivă, alfabetizare funcțională, promovarea educației STEAM, digitalizare și reziliență. N-aș vrea să intru în detalii pentru că pentru săptămâna viitoare veți primi cu toții un material care să arate cât mai clar liniile care vor fi incluse în programul de implementare, care, repet, va fi adoptat înainte de data de 10 septembrie. Următoarea ședință va fi, așa cum am spus, joi, 2 septembrie, la aceeași oră. Aștept întrebări din partea noastră. Bună ziua, Diana Dumitrașcu, Televiziunea Română. Domnule ministru, dacă îmi permiteți o primă întrebare pe un alt subiect legat de proiectul de ordin de ministru pe care l-ați pus în dezbatere publică, cel referitor la analizarea tezelor de doctorat, perioada 1990-2016. Vă rog dacă puteți să ne explicați de ce această variantă a strategiei, nu a unei strategii unitare la nivel național, ci a unei strategii pe fiecare universitate în parte, strategie antiplagiat. Sistemul universitar este un sistem descentralizat. Am cerut în data de 18 februarie un proiect pentru o strategie națională de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat. Pentru că foarte multă lume vorbește, exprimă opinii, corecte de altfel, dar observând că nu se întâmplă nimic, am adoptat această soluție prin care fiecare universitate care este instituție organizatoare de studii universitare de doctorat va trebui să aibă până la finalul acestui an o strategie proprie de prevenire și combatere a plagiatului. Strategie care va trebui afișată pe site-ul propriu. Mai departe, fiecare universitate va avea o structură adaptată dimensiunilor activității, pentru că avem universități în care s-au susținut 200 de teze de doctorat în perioada 90 iunie 2016, și universități în care s-au susținut 2000, 3000, 5000. Structurile vor fi adecvate și universitățile vor decide singure. Aceste structuri vor avea activitatea corelată cu cea a Secretariatului Școlilor Doctorale și Secretariatului Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat. Până acum, dincolo de opinii și de concentrare pe cazuri punctuale, nu am avut o finanțare sistemică, o finanțare solidă, pentru că toate aceste lucruri necesită resurse. Este pentru prima oară când Ministerul Educației a asumat finanțarea într-un cuantum de peste 25 de milioane de lei doar pentru lunile rămase în acest an. Va trebui să avem o strategie proprie, o structură, și va trebui să începem cu digitalizarea tuturor tezelor de doctorat, care teze de doctorat în momentul de față sunt prăfuite, legate, în depozite. Ele vor trebui să fie scoase la lumină și în primul rând digitalizate pentru a pregăti procesul de evaluare. Proces de evaluare pe care universitățile îl vor face din perspectiva mecanismelor interne de asigurare a calității. Precizez că evaluarea universității este total independentă de evaluarea pe care CNAPCU va trebui să o facă ori de câte ori va primi o sesizare pe baza regulamentului pe care, știți foarte bine, îl are. Deci, evaluarea făcută de universități începe cu strategia, structura și digitizarea tezelor care se găsesc în cea mai mare parte doar în format electric, iar CNAPCU continuă procesul de analiză a tuturor sesizărilor pe care le primește în paralel. Dar cine poate oferi garanția că o teză de doctorat
nu este un plagiat dacă e analizată la Universitatea din Timișoara, spre exemplu, și dacă e analizată la Universitatea din Constanța, care consideră că e un plagiat acolo. Cine oferă această garanție, având în vedere că nu avem o strategie unitară, ci strategii pe fiecare universitate în parte? La finalul acestui proces, fiecare conducător al unei universități, fiecare rector al universității, va asuma un raport prin care va preciza. Au fost analizate 2347 de teze de doctorat, 2341 n-au niciun fel de problemă, la două teze avem semne de întrebare și celelalte patru teze sunt plagiate. Mai departe, pentru cazurile în care vor fi semnalate probleme, va interveni CNAT cu automat. Vor fi sesizări. Raportul rectorului se va constitui în sesizare către CNAT-cu. Deci asumarea răspunderii este un principiu important. De altfel, vă reamintesc că aceste teze de doctorat au fost susținute în universități, cu conducători de doctorat din universitate, cu comisii de îndrumare din universitate, cu comisii de susținere în universitate și cu documente asumate de către universitate, deci ar fi trebuit să existe deja această garanție. Dacă mă întrebați de ce ne oprim la iunie 2016, răspunsul este foarte simplu. Pentru că din iunie 2016 universitățile deja au urcat în format digital toate tezele susținute pe platforma gestionată de către UEFIS-CDI. Mai puțin, acele teze ale căror autori, într-un termen de grație de 24 de luni, au decis că își publică singur rezultatele. Dar când se împlinesc cele 24 de luni, ele sunt deja în format digital și ele sunt deja disponibile pe platforma UEFIS-CDI. Ar fi fost o dublă finanțare dacă am fi mers cu analizarea tezelor și după iunie 2016 ca termen de susținere. Sper că am răspuns clar. Încă o dată, este prima oară când cineva oferă finanțare pentru etică și integritate academică. Aceste structuri vor avea ca atribuții și formarea de formatori, în așa fel încât să fie îndeplinită și componenta de prevenire a plagiatului, în așa fel încât studenții la licență, master sau mai ales la doctorat să știe ce reguli trebuie să respecte. Partea de prevenire este o componentă importantă a acestui proiect pe care îl finanțează Ministerul Educației. Diana Bona, Realitatea Plus. Domnule ministru, le puteți explica o serie de criterii legate de acel ordin comun sănătate-educație prin începerea noului an școlar. De ce în ceea ce ne-ați prezentat în acea schiță se vorbește despre o mască medicinală în condiții în care în toate hotărârile de guvern date în această perioadă de pandemie se vorbește doar despre mască de protecție, în condiții în care mă gândesc că decizia luată la nivelul unui minister, este subsecventă hotărârii de guvern. Da, este o propunere avansată de către Ministerul Sănătății, care are în vedere consolidarea protecției sanitare atât pentru elevi cât și pentru cadre didactice. Există cu siguranță o serie de explicații tehnice pentru diferențierea mască textilă, mască medicală. Parametrii în care nu o să intru pentru că excede limitelor de competență ale Ministerului Educației. Ar trebui modificată și legislația, hotărârile de guvern care până acum prevedeau mască normală, nu mască medicinală? Este nevoie de corelare a reglementărilor din mai multe perspective și ne-am asumat că toate aceste lucruri își vor găsi răspunsul cel mai târziu în perioada 1-3 septembrie, în care vom face public acest ordin comun de ministru, în așa fel încât toți părinții și toți elevii să cunoască exact, să fie acoperite toate situațiile, inclusiv răspunsul la această întrebare, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea școlii, 3 septembrie față de 13 septembrie. Costul măștilor ar putea fi asigurat de guvern? Este și aceasta o altă problemă la care trebuie să răspundem. Suntem asigurați de către cei în măsură să ne asigure că nu vom avea problemă din perspectiva numărului de măști disponibile. Se discută acum de diferențierea între măști medicale pentru adulți și măști medicale pentru copii. E vorba de dimensiuni. Dar masca va rămâne obligatorie pentru că nu numai că pandemia nu s-a încheiat, dar avem și această creștere a numărului de cazuri care este îngrijorătoare și vor trebui atâta vreme cât ținem școlile deschise până la 6 la mie fără diferențiere, vor trebui și măsuri compensatorii. Nu introducem alte măsuri, dar
insistăm pentru respectarea strictă a măsurilor deja cunoscute. Purtarea măștii de protecție, distanțarea adecvată, reguli de igienă și aerisire spații de învățământ. Și încă o întrebare scurtă. În momentul de față, părinții ar trebui să aloce în bugetul pentru începerea noului an școlar bani pentru aceste măști sau există posibilitatea ca guvernul să asigure aceste măști gratuit? Printr-un efort cumulat, autorități centrale și autorități locale, efort cumulat peste care s-a suprapus și mediul socioeconomic, Ministerul Educației a încheiat mai multe contracte de donație și sponsorizare, prin care au ajuns în județe sute de mii de măști. Sunt convins că din aceste trei surse, împreună, nu va fi o problemă existența măștii de protecție în școli. În continuarea întrebării colegei mele, voiam să vă întreb, domnule ministru, în contextul în care am putea vorbi despre copii care vor ajunge la școală fără să aibă acele măști de protecție la ei, aveți garanția că le vor fi asigurate de către cadrele didactice? Tocmai de aceasta, din această cauză, ne vom asigura că la nivelul fiecărei școli există un stoc suficient de măști de protecție pentru ca elevii să poată beneficia de ele. Și vom vedea și explicațiile care diferențiază masca textilă de masca medicală. Nu doresc să-mi dau cu presupus. În mai puțin de o oră și jumătate veți merge la Palatul Cotroceni, acolo unde ați fost convocat pentru acea ședință împreună în care cu veți discuta Sănătății, despre începutul anului școlar. Voiam să vă întreb dacă în aceste momente dumneavoastră sunteți mulțumit de cum decurge colaborarea, ca să spun așa, dintre Ministerul Educației, DSP, autoritățile locale, astfel încât noul an școlar să înceapă fără niciun fel de problemă. Categoric da. Categoric da, cu atât mai mult cu cât am demarat acest proiect de parteneriat cu Ministerul Sănătății, între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pentru a susține prin reprezentanții directorilor de sănătate publică importanța și necesitatea vaccinării. Avem nevoie de această informare în așa fel încât părinții, atunci când vor fi întrebați la începutul anului școlar dacă sunt de acord cu vaccinarea, răspunsul fiind perfect liber cu da sau cu nu, acest răspuns să fie un răspuns informat. Răspunsul informat se poate face doar printr-o foarte bună colaborare între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Bună ziua! S-a luat în momentul de față o decizie din ce bani vor fi testați profesorii după 6 cazuri la 1000 de locuitori? L-am urmărit pe ministrul Educației Zorin Câmpeanu. Declarații după prima reuniune a Comitetului România Educată ne-a prezentat provocările pe care acest comitet le are în implementarea acestui proiect, care se dovedește a fi foarte ambițios într-o țară în care analfabetismul funcțional a crescut la 40,8% în anul 2018 față de 38,7% cât era în 2015. Avem cifre de două ori mai slabe decât cele ale Uniunii Europene, decât media UE. Mergem în publicitate, revenim imediat. Pentru gustul memorabil al bucătăriei de vară, la Penny ai hanul boieresc. Mușchiuleț din piept de pui, 400 de grame, 9,99 lei și hanul boieresc, piept de porc os feliat, 750 de grame la 15,99 lei. Lacrimile artificiale Artelac UV fără conservanți îți protejează ochii de radiațiile UV și de lumina albastră a ecranelor, ca niște ochelari invizibili. Artelac UV, pentru ochi bine protejați și hidratați. Audionova împlinește 22 de ani. Te așteptăm să... Clotilde Armand se laudă că a avut un mare succes în lupta ei cu Romprest, compania de salubritate care se ocupă de curățenia sectorului 1. Edilul spune că a reușit să reducă tarifele cerute de Romprest la jumătate. Însă tot la jumătate este și adevărul lui Clotilde Armand, pentru că și serviciile s-au redus.
Clotilde Armand și-a lăudat singură lupta cu Rompres și a împărtășit rezultatul acestui război pe rețelele de socializare. Compania de salubrizare a acceptat ieri înscris la prefectură să asigure serviciile din sectorul 1 la jumătatea prețului solicitat la începutul anului, adică la un tarif de 10-12 milioane de lei pe lună, față de 20 de milioane de lei cât a cerut inițial. A fost nevoie de 10 zile de luptă, șantaje și gunoi pe străzi, linșaje mediatice non-stop la televiziunile unor personaje sinistre, de un consiliu ostil și ignorant la nevoile cetățenilor care au fost furați de ani de zile, de 10 luni să înțeleagă asta, scrie Clotilde Armand. Și tocmai când se pregătea să primească aplauzele și felicitările, a apărut și partea goală a paharului, pe care edilul sectorului 1 nu a văzut-o. De fapt, tarifele sunt aceleași, dar s-au înjumătățit serviciile prestate de companie. Directorul adjunct al Rompres, Bogdan Adimi, a precizat că reducerea de preț vine din reducerea de prestații. Practic, tarifele contestate de Clotilde Armand de când a venit în funcție rămân aceleași. Fapt confirmat și de liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja. Se pare că negocierea prevede exact aceleași tarife, deci tot acest circ pe nervii și pe sănătatea cetățenilor sectorului 1 a fost complet inutil. Doar un joc de imagine. Culmea este că ni se prezintă deja o mare victorie prin faptul că scade factura pentru sectorul 1. Dar asta nu pentru că scad prețurile, așa cum în mod mincinos se susține, ci pentru că primăria a solicitat reducerea frecvențelor. Da, ați citit și ați înțeles bine, sectorul 1 este atât de curat încât mașinile de gunoi trebuie să treacă mai rar, scrie liderul PNL Sector 1 pe Facebook. Cele două părți, Clotilde Armand și Rompres, au fost chemate la discuții de prefectul Capitalei, care le-a cerut să ajungă la un consens, după ce prelungirea stării de alertă pe raza sectorului 1 nu a fost aprobată. Opera Română marchează centenarul în acest an. Cu această ocazie, stația de metrou Eroilor 2 a fost redenumită după numele instituției de cultură. Noul nume al stației este valabil până la finalul acestui an. Cu toate acestea, ministrul transporturilor Cătălin Drulă și directorul general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, vor ca această inițiativă să devină una permanentă. Ministerul Culturii a fost cel care a venit cu inițiativa ca Opera Națională București să dea numele stației de metrou Eroilor 2. Opera Națională București celebrează anul acesta 100 de ani. 100 de ani de cultură, 100 de ani de tradiție, 100 de ani de file scrise pentru români. Printr-un decret guvernamental avea loc la data de 1 aprilie 1921 instituționalizarea Operei Române din București. Astăzi, 26 august 2021, ducem misiunea înaintașilor noștri mai departe și inaugurăm stația de metrou Opera Română. Stația de metrou Eroilor 2 se va numi Opera Română numai până la finalul anului, deși ministrul transporturilor Cătălin Drulă, directorul general al Metrorex Ștefan Paraschiv și ministrul culturii Bogdan Gheorghiu își doresc ca acest demers să rămână unul permanent. Un gest ce se dorește a fi un preambul al stagiunii centenare Opera 100, ce va începe de la data de 1 octombrie. Metrorex a răspuns cererii Ministerului Culturii de a schimba temporar denumirea stației Eroilor 2 în Opera Română, poziționând Bucureștiul pe axa marilor capitale ale lumii. Nu doar că este mai ușor pentru publicul străin, ci reprezintă un gest de normalitate prin care onorăm valoarea acestei instituții de prestigiu. Îmi doresc ca alături de ministrul transporturilor Cătălin Drulă și directorul general Metrorex Ștefan Paraschiv să găsim pârghiile necesare ca această modificare temporară să devină definitivă. Actuala clădire a Operei Naționale București a fost construită între anii 1950-1952 și inaugurată în 1953 și se bucură de o arhitectură somptuoasă. Sala mare a operei are o capacitate de 915 locuri și găzduiește principalele spectacole de operă și balet. Foierul galben, cu o capacitate de aproximativ 130 de persoane, găzduiește concerte sau recitaluri, dar și recepții. Și cele două foaiere pentru întâmpinarea publicului sunt folosite și pentru expoziții. Informațiile orei 15 au ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc să aveți o zi excelentă în continuare.